Ați fost convocați în ședință ordinară astăzi, 25 octombrie, în dispoziția primarului numărul 373 din 19.10.2021. Verificând graficul de prezență, doi dintre consilieri absentează motivat de ce sunt în carantină, mi-au dat votul lor online, prin care și-au exprimat pentru la toate proiectele de hotărâre de astăzi. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, David, pentru a se pune la vot ordinea de zi. Conform dispoziției primarului numărul 373 din 19.10.2021, contează drumul ședinței. Să vom citi proiectele care se vor discuta astăzi în ședințe. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 30.09.2021, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabil de pe raza administrativă teritorială a Comunei Pâncești. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului înființare sistem de canalizare în satele Petreș, Soci și Fundul Văiei, Comuna Pâncești, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 95-2021, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Pâncești pentru perioada 2021-2029. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și a regulamentului de organizare și funcționare pentru anul 2021 ale compartimentului de asistență socială organizat la nivelul OAT, Comuna Pâncești, de Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești, de Bacău, la data de 25.10.2021. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Numărul 7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești cu plus pentru activitățile autofinanțate la data de 25.10.2021. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a unor drumuri de interes local și introducerea în domeniul public al Comunei Pâncești de Bacău. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a unor drumuri de exploatare și introducerea în domeniul public al Comunei Pâncești, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Numărul 10. Diverse. Dacă aveți ceva să discutați marginea proiectelor, vă rugăm frumos să vă scrieți la cuvânt. Dacă nu sunt discuții, putem trece la primul punct. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 30.09.2021, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabil de pe raza administrativă teritorială a Comunei Pâncești. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Dă cuvântul domnului primar. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit în ședința de consiliu. După cum știți, la punctul 1, cerem Consiliul Local să aprobe prelungirea acestei măsuri fiscale de anulare a accesorilor aferente obligații bugetare principale restante la 31.03.2020 inclusiv. Datorie bugetară locală,
datoare de bugetul local de către contribuabil liberat dar administrativ teritorial al Comunei Punctești, excepția obligată de parte de Statele de la Despre ce-i vorba, domnul consilier, ca să fie mai pe înțelesul tuturor. Deci noi, fiecare an, am prelungit ordonanța 64, prin care toți restanțierii, care sunt restanțieri la bugetul local, dacă achită integral debitul, rămâne scutiți de dobânzi, ca să zicem așa, de majoră de accesorii, da? Deci, condiția să-și achite integral integral de vite. Noi obișnuim în fiecare an și acum după ședință, după ce s-a aprobat acest punct și după această ședință, o să trimitem la toți restanțierii, trimitem de la compartimentul taxe și impozite științări acasă și anunțăm că până la data de, dacă își achite integral, vor fi scutiri și acolo o să le spun și cât câștigă prin scutiri. Deci sunt care beneficiați chiar de 1.000 sau 2.000 de lei, dacă au cât. E legal, e constituțional, numai să aibă bunăvoință omul să-și achite debitul integral, dar de cel mai multe ori nu prea avem. O mai trebuie să mai încasa. Deci avem și noi cu posibilitatea să mai încasăm la bugetul local debitul de restant. Deci e un lucru bun pentru bugetul ăsta la domnul. Puneți spre dezbatere și la vă fiecare punct, ca să nu le anunțe. Dacă există cineva, să vrea să ia cuvântul privire la proiectul Moldova. Dacă nu, vă rog să pornim la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cu aprobarea dumneavoastră, trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului înființare sistem de canalizare în satele Petrești, Soci și Fundul Văin, Comuna Pânceri, Județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, aprobat prin ordonanță de urgență a Guvernului numărul 95 din 2021. Inițiator, domnul primar al Comunei Pânceri. Vă rog cuvântul. Așa, la ședința anterioară am mai avut o discuție, nu au fost voci împotrivă. Din contra, o apreciază între Consiliul extinderea rețelei de canalizare pe satele Petrești și Fundul Văin. Când să vă anunțăm că PNDL 3 sau măsura de finanțare Angel Saligny se finanțează cu prioritate canalizarea și după aceea infrastructura rutieră. Și atunci noi am vrut să mergem cu două proiecte, unul de canalizare pe extindere și unul pe drumul de... Bineînțeles că nu o să ne refinanțeze pe amândouă, o să finanțeze numai unul. Proiectul de extindere de canalizare. Prezentăm și devizul de care urmă să termină. Dar aveți în spate. Da. Ca și valoare, 25 de milioane 786.174 de lei. Dar dacă ne se aprobă, deocamdată noi am făcut devizul general și documentația de depunere. Încă n-am contractat proiectul. Deci proiectul este pentru implementarea proiectului. Pentru DALI, ca să vedem dacă o să treacă. O sumă suficient de mare. Nu știu, sunt sceptic că o să ne finanțeze, dar noi ne facem datoria pentru că din 2028 România intră în principiul apa uzată. Și atunci fiecare comun, dacă nu o să aibă canalizare și stații de epurare, o să plătească individual fiecare OAT, o să plătească apa uzată și penalitățile către Uniunea Europeană. Deci noi încă aveam 50% din comună, ca și număr de abonați, avem dublu cu Pânceri, sunt dublu, deci sunt 800.000 de abonați pe Pânceri și 354 aici. Și atunci, dacă nu o să fie gata sau nu se implementează programul de canalizare pe Trestor și Fundul Văiei satele astea, atunci o să mergem să achiziționăm o vitanșă la primărie și partea din nord a comunii, aceste trei state, vor fi vitanșate fostele și dus în stația de epurare.
să finalizăm stația de curat, dar concomitent trebuie să mergem și cu celălalt proiect, că durează. Deci avem experiența că la canalizarea de la Pâncea s-a început în 2016 și se termină în 2024. Deci durează 7-8 ani de zile până cu implementarea de tot. De-aia sunt mulți pași de făcut, sunt proceduri destul de greuțe și până în finanțare, până aprobări, toate. Și cam asta e... Da. Da, noi avem de obicei general, dacă dorești cineva să dau pe fiecare, dar nu știu dacă am zis suma totală aici, ca să... de 25.000 de lei. Avem de obicei general pe fiecare lucrare în parte și pe cine vrea să studieze, că am putut să... Deci nu cred că... Asta e valoare din proiect, că e obligatoriu să fie... Da, și licitația poate să scadă, da, da. Poate să fie mai mică. De asta așa o estimat proiectantul, da. E la prima fază. Da. Se fie. Da. Domnule consilier, au studiat materialul. Da, le-au văzut. Comisilor de primeră, s-a adus la câteva proiecte. Comisilor de astăzi. Din mare parte se știe de trebuie. Au studiat toate materialele. Vă rog să trecem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Cu acordul dumneavoastră trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Inițiator, primarul comunii Pâncești. Aici e vorba de 30 de euro cu bere, care ne se dă de la nivel de peste județean și județul Bacău, colectate probabil de la orașul care le-a schimbat, sau noi, nu știu, prin asocierea noastră cu județul sau cu municipiul. Noi am cerut pe bază de buletinii la, și în evidență noastră la cei care n-au primit. Ca să fie clar, nu care li s-au stricat o miroane și le-au trântit și astea, nu se mai dau cumpăr dacă se l-au stricat și au îngrijat. La cei care n-au primit, că din diverse motive au fost înscriși ulterior date că s-au împărțit euro cu belile astea. Și o să ne trimită și să le împărțim la conform listelor nominale care au de primit. Deci, poate pe la cei care n-au primit niciodată. În vederea extinderii colectării de șurie în acest. Avem aici, la, ca și rețetul informativ, sperăm de la 1 ianuarie să intrăm, că sunt câteva comunicilor, să intrăm pe colectarea selectivă cu cubele galbene și verzi pentru plastic și pentru sticlă, care se vor lua și se vor dispărea astea stradale mari care sunt și se vor lua din casă în casă, dar nu săptămânal, ci sticla la 3 luni și plastic o dată pe lună. O să stabilim prin Consiliul Local data și sperăm să vorbim cu Adesu și cu Romprestu să nu ne schimbe, adică să rămânem la aceeași dată, ca o să știi că în data de 7 sau știu că nu o să ne planifice, se colectează plasticul și la 3 luni sticla. E o colectare mai sigur, din casă în casă, cu bilete luăm la fiecare cetățean, dar mai costisitoare, că mașina tu să vrea să la fiecare gospodării să colecteze și să încărcăm cu niște să la niște astea e vorba, da, dacă există comentarii, dacă nu, vă rog, trecem la, să punem la vot. Cine este Petru? Împotrivă? Ok. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Pâncești pentru perioada 2021-2029. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Pâncești. Nu aveam strategii la nivel local privind combatul de asistență socială. Am întocmit-o conform legislației în vigoare, exact cum am discutat și la Comisiile de Domenii de Specialitate. Acum trebuie să trecem să aprobăm ca să putem
aproba și regulamentul de organizare și planul privind compartimentul de asistență socială. Deci, după cum știți, compartimentul de asistență socială cuprinde legea 416, venitul minim garantat, asistență socială de protecția copilului, persoane cu handicap, ASF-urile și toate drepturile de încălzire, alocații complementare, și mai avea ASF-urile complementare, încălzirea și toate drepturile sociale la persoanele care și aici până acum am uitat chiar fără strategii, dar conform regulamentului care de aplicare a fiecărui drept social în partea fiecare contribuare să te seama. Da, cum este putem citi și proiectul numărul 5 în același. Da? Să punem la vot. Împotrivă? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și a regulamentului de organizare și funcționare pentru anul 2021 ale compartimentului de asistență socială organizat la nivelul UAT, Comuna Pâncești de Zăbacău, inițiator, primarul Comunei Pâncești. Ceea ce vorbim. Ceea ce mai devreme. Așa că putem trece la vot pentru aprobare. Cine se pentru? Colegă? Bine. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești de Zăbacău la data de 25.10.2021, inițiator primarul Comunei Pâncești. Are cuvântul domnul contabil. Așa cum reiese din ordinea de zi, pentru astăzi avem de supus atenție dumneavoastră două proiecte de hotărâre, deci două rectificări, una pentru sursa adică bugetul local și una pentru sursa E, activitățile autofinanțate. La sursa A se rectifică bugetul local cu plus 183.000 lei, sume venite în cadrul bugetului de la direcția de la AJFP Bacău, de la Finanțe Publice Bacău, 50.000 de lei, cu adresa 2081 din 11.10, și suma de 133.000 de lei, cu adresa 13.152 din 15.10 de la Consiliul Județean Bacău. Aceste sume, noi la nivel de autoritate locală și la propunerea domnului primar, în calitatea sa de donator de credite, am propus în buget ca suma de 50.000 de lei care vine de la finanțe să o prindem la investiții și anume la un proiect faza DARI, adică faza SEH, pentru drumuri de exploatație agricole în zonele celelalte din comună, în afară de, știți că noi am avut niște drumuri de exploatație pe fonduri europene, sunt semnale că vor fi din nou finanțări pe aceste investiții și ca atare ne-am informat, am discutat cu anumiți proiectanți sau care s-au înscris la licitații și vrem să executăm un proiect pentru faza SF la drumurile de exploatație agricolă. Eu cred că e o chestie benefică pentru câți bani europeni și nu-i păcat să nu-i atragem în comună. Dar pentru acest lucru trebuie prima dată făcut proiecte. Și de aceea mi-am propus ca suma să o punem la acest proiect. Suma de la Consiliul Județean de 133.000 de lei e pentru drumuri locale, drumuri comunale și locale, care le-am inclus în buget la capitolul 84.03, drumuri și poduri. De asemenea, tot în cadrul acestei rectificări, avem de făcut vedere de credite conform articolului 5, 6, 7 din legea 273 privind finanțele publice locale și ne propunem să vedem de la un capitol la altul sau în cadrul aceluiași capitol sume de 453.000 de lei. La prima vedere ar părea că de ce mutăm aceste sume? Și vreau să vă spun foarte clar, pentru că
Ne aflăm în luna octombrie, deci apus noiembrie. Noi nu am prea făcut derări de credite, că nici nu avem voie conform legii federațiilor până la 1 iulie a anului bugetar. În fiecare an bugetar, până la 1 iulie nu avem voie să facem derări de credite, după 1 iulie se pot face derări de credite. Adică, vreau să vă spun că la 20.01.30, iluminat public, am rămas fără bani. Deci am plătit tot ce am avut în buget și avem economii la alte capitole, tot în cadrul aceluiași capitol, pe 51 și pe capitolul 70, Servicii de Dezvoltare Publică, și trebuie să zilăm suma de 40.000 de lei la chestia asta cu iluminatul public, la capitolul 51. La capitolul 68, asistență socială, avem concedii de odihnă, sume mai mari în buget și nu ne ajung banii la 10.01 la salarii. Adică, din ce motiv? Că au crescut numărul de însoțitori, de persoane cu handicap. Noi la construcția bugetului am avut în vedere un număr de 32, iată că în luna octombrie avem un număr de 36 de cazuri. Deci cele patru cazuri trebuie finanțate, banii avem, numai că trebuie să-i mutăm într-un loc în altul. Și de asemenea, la capitolul 84, e cea mai mare sumă pe care mutăm, de 358.000 de lei, este vorba despre drumul care eu propusesem noi să-l punem în execuție în anul 2021, ca urmare a retragerii fondurilor de la PNDV pentru o anumită perioadă de timp la canalizare, unde avem noi finanțare la canalizare prin PNDV, sau o perioadă de timp nu au fost credite bugetare și angajamente, după cum știți că am mai discutat și ședințele anterioare, și va trebui să mai luăm 358.000 la obiectivul ăsta, că vine acuși frigul, vine iarna și va trebui să accelerăm lucrările, pentru că nu la aprilie, poate vom pleca, nu la anul sau nu, când se finalizează lucrările la canalizare. Deci noi trebuie să ne grăbim ca în anul ăsta să efectuăm cât mai multe lucrări. Avem certitudinea că banii vom primi înapoi, deși am primit deja o parte din ei, de la PNDV, în măsură ce înaintăm situații de lucrări la Ministerul Dezvoltării. Asta e toată rectificarea. Deci 183 cu plus față de bugetul inițial, care era 12.286, plus 183 va fi 12.469 la partea de venituri și la cheltuieli sunt egali. Da? La pentru sursa A, iar pentru sursa E, vă solicit atenție dumneavoastră, rectificarea cu plus a sumii de 70.000 de lei la activitatea deșeului solid, adică de românește spus gunoi, da? Noi la construcția bugetului aveam facturi lunare din jur de 17-18-20.000 de lei pe lună. Iată că la acest moment avem facturi de 28, deci au crescut valoarea prestațiilor pentru respectiva activitate și atunci nu ne mai ajung creditele bugetare ca să putem plăti facturile până la finele anului. Am făcut o socoteală, cam 70.000 de lei ar trebui să creștem noi veniturile ca să avem de asemenea cheltuieli pentru finanțarea deșeurilor. Banii sunt de la cetățeni, deci noi îi punem în buget ca sumă, dar banii de la cetățeni și trebuie să închidem bugetul pe venituri și cheltuielile tale. Asta e proiectul numărul 2 pentru sursa E, deci cu 70.000 de lei pe rectificare cu plus. Vă supun atenției dumneavoastră cele două proiecte de hotărâri și să acționați în considerare. Dacă suntem de acord, vă rog să mergem la vot. Este pentru? Da. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre. Am pus două. A fost proiectul numărul 6. Pot să văd la vot. Acum dăm citire proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești cu plus
pentru activitățile autofinanțate la data de 25.10.2021. Inițiator, primarul Comunii Pâncești. Ce ai zis să vă scătate mai devreme? Vă rog să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Trecem la votul numărul 8. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a unor drumuri de interes local și introducerea în domeniul public al Comunei Pâncești de Bacău, inițiator primarul Comunii Pâncești. Vă rog, aveți cuvântul. Da, deci e vorba de câteva segmente de drum locale, sătești, care nu au fost prins în domeniul public din diverse motive. Și vă dau exemplu la Betele, de drumul Răcătorului. Drumul de exploatație agricolă va începe de la prima casă, de la Bardu, Alena, cum cheamă, deci numai pe extravilan. Și rămâne un segment de vreo 50 de metri de intravilan, care se petrește la Bardu, Alena, Obrecea, acolo. Rămâne un 50 de metri care noi, administrația locală, avem obligația ca la vizita în teren, când vin de la feră, drumul sătesc să fie de categorie ca și nu asfaltat, dar ca și cel care îl vom moderniza. Adică nu ne permite Uniunea Europeană să vină pe un drum modernizat, pe unul de pământ și după aceea să intre pe unde asfalt. El trebuie să aibă aceeași calitate. Și avem obligația să-l punem cu piatră, cu scurt, cu piatră spartă sau ce. Șanțuri, nu ne obligă cu șanțuri betonate, dar să vedem șanțuri și ei, ca să putem face această lucrare, noi trebuia să introducem în domeniul public niște licențe să le avem. Mai e un segment la Gheorghe Barcan, la fundul Văi, care face legătura cu drumul spre limita de comună, cu drumul de exploatare de la Parice, de la Tucu, cum îi spunem, la Codoroș. Tot pe intravenal, la fel, vreo 30 de metri. Deci sunt suprafețe foarte mici, de 400-500 de metri pătrat. Deci sunt segmente foarte scurte, dar ele nu au fost prins în domeniul public. Deci la drumurile astea se face referire, care avem obligația să le până la vizita în teren de la fier, noi să fim pur la punct, deci avem experiența de la cealaltă drumuri de exploatație, care avea pe la Denescu, la Balcan, pe la Sandel Polac, la celălalt, la Misei, la acolo, care la fel le-am pregătit când avem vizita în teren, că altfel ne poate pica proiectul. Deci putem pierde 1 milion de euro, când noi investim noi pe un segment de 50 de metri de balastare și pietruită, să zicem, mai cerem. Să putem face aceste lucrări și plus câte să avem în domeniul public. Da. Să spunem aceste domnului. Punem atenție la asta și dezbatere. Vă rog, punem atenție la asta, la dezbatere. Cine este pentru? Împotrivă? Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a unor drumuri de exploatare și introducerea în domeniul public al Comunei Pâncești de sub Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Aceeași pe s-a da, drumul sătesc 27 și drumul sătesc 377, drumul sătesc 27 cu 387 de metri pătrați. Am dobândirii după 2021, deci 2022, adică acolo le introducem în domeniul public. Și drumul sătesc 377 cu 334 de metri pătrați, deci față la 6 metri, cum am spus, are un 45 de metri pătrați fiecare segment. Cam astea să... Uite, asta două, mai avem mai mult. Apoi, asta două. Da, am zis la... La vot... Spune-mi la vot, cine este pentru? Împotrivă? Numărul 10, diverse. La diverse se poate discuta, nu? Versus care. Nu? În urmă... Ție vă stau la discuții că nu întrebă dacă aveți... În urma explicațiilor
La delegă de domnul primar și domnul contabil. Dacă cineva vrea să ia cuvântul. Dacă nu... Da, dacă nu, mai zic eu câteva cuvinte pentru... la aducere la cunoștință cetățenilor. Deci, după cum știți, avem la nivel de comun, am avut pe câteva evenimente, de existența aia de serici și fugerii și în ultima lună schimbarea directorului de la școală, deci doamna Roșu Iulia a fost director, a fost înlocuită cu domnul profesor de religii, părinte de Radu, care a fost interimar pentru o perioadă de câteva luni și s-a ținut concursul. La concurs a câștigat băiatul Bărdea de la Dinez, profesor de limba română, domnul Bărdea și mulțumesc pe domnul Bărdea și Mihai, ca să fie populația informată. Asta din punct de vedere al au fost niște discuții cu ceva cu să nu mai fie clase simultane, aducem cunoștință cu acest local, că foarte greu putem realiza aceste obiective, ca să, că nu avem spații, mă rog, e într-adevăr e și greu să aibă clasă simultan sau să învețe și dimineața și după amiază. Dar noi am făcut niște eforturi, am adus școala de la Fugerii de la centru, tot pentru că nu aveau număr de elevi la centru și am completat-o. După o lungă dezbatere și discuții cu conducerea școlii, am ajuns la concluzia că pe timpul din ăsta pandemic, ca să zicem așa, cu problemele care sunt în țară, nu e bine să mutăm copiii dintr-un stat în altul, odată cu copiii mutăm și bolile de transmitere și am zis că e bine să mai rămână așa o perioadă de timp. Și în cel mai fericit caz, când o să începem modernizarea școlii principale la centru, atunci o să vedem să reactivăm școala de la Fugere și să mergem și acolo ele, până cer doi sau mai aducem la Petrești. Găsim soluții, dar atunci va fi un motiv mai clar de a, și sperăm că până atunci să scăpăm și de situația virusologică cu COVID-19. Aveam la nivel de comună suficient de multe infectări, atât declarate cât și nedeclarate. Am avut un interviu săptămâna trecută și vis-a-vis de referitor la modul de colaborare între primărie și medicii din comună. Chiar dacă avem o colaborare destul de bună, am stat de acord cu un doi medici și nu, nici dânsii nu au o situație clară a numărilor de persoane infectate, pentru că nu sunt cei mai mulți declarați. Noi tot timpul am stat până în patru, la masă de care și păsliat. Va să ne confirmăm, vorbim și cu doamna doctor Cretorul. Zice, domnul, poate să fie de ordinul 10-lor de declarat sau chiar 600-lor. Dacă nu ai un număr clar, nu știm ce cifre din cadran. Nu sunt testați. Că nu sunt testați, da. Mai sunt și testați cu teste rapide, dar acelea nu sunt înregistrate. Și noi nu primim decât cele înregistrate prin Corona Sports. Atât. Deci nu avem cum să știm. Ei merg în farmacie și au teste rapide, își fac testul, văd că sunt pozitiv, stau acasă. Chiar am o familie, familia Olteanu, toți. Adică dacă mamă, acum și copiii ar mai avea simptome, dar ei s-au testat, sunt pozitiv. Nu știți? Nu, Marius. Marius Olteanu. Da, așa la teste sunt pozitiv, iau tratament, deja sunt mai bine și stau singur. Adică, nu știu, eu nu i-am verificat, dar ei s-au izolat. Inițial, Marius a fost izolat de familie în altă parte, după aia, dacă ieși și soția, n-avea niciun rost. Stăteau, au stat toți într-o casă. Am comunicat prin telefon. Le-am dat indicații și atâta tot. Dar pentru cei care sunt înregistrați prin Corona Force, noi ne
și monitorizarea silință. Îi sunăm zilnic, vedem ce se întâmplă, am avut cazuri în care avem nevoie să meargă la spital, să intervenim, pentru că situația lor nu a fost bună. Și acum, mai nou, am aflat, m-a sunat domnul Simion, este domnul Moțochi, ăla, șoferul, nu prea cunosc, el stă singur, pe lângă Chifani, nu știu unde stă el. Zice că zace de 2 săptămâni, așa, și nu poate să vorbească la telefon. Și eu îi spun ce să facă cu el. Îi chemați ambulanța să-l testeze. Cei de la ambulanță hotărăți dacă le-a ascultat sau nu. Și așa, asta au și rămas. Nu mai știu ce s-o fi întâmplat. La cazurile astea, în cazurile izolate, cu persoane singure, mi-a zis că ne-am dus și nouă la conștiință, să găsim soluții, să le monitorizăm, să ne să-i sprijinim cu... Da, nu știu, dacă au nevoie de cameră sau... Da, dați seama, acum... Da, noi îndrumăm populația către vaccinare, iar la centru de afaceri, chiar dacă tot era duminică, erau pe 3 rânduri oameni la vaccin. Ei, acum mai început să meargă și la Paris, am înțeles. Nu cred că distanța, că cetățenii de la Mâncești deci, aduc frecvent și la vacă. Nu distanța e problemă, ci convingerea lor e o problemă. Deci convingerea că vaccinul îi scapă de boală sau că îi ajută să treacă mai ușor pe boală. Da. Noi încercăm să ne facem datoria, să anunțăm populația care trebuie să vină la încălzire, să depună cereri pentru încălzire. În linii mari, nu s-au schimbat prea mult ca și procedură de acordare a astorului din căzări al combustibilului solid de ambii foc condiționare. Dar, este cam știu cine au dreptul. Până acum, cei care erau beneficiari ale legii 416, ajutor social, nu aveau nu mai făceau cereri, intrau prin efectul legii grei la încălzire, acum s-au obligat să facă și ei cereri. Așa s-a schimbat metodologia. Deci dacă cei care puteți să informați populația, fiecare consilier pe zonă, rugăminte să-i anunțați până la 20 și 21 noiembrie, toți trebuie să aibă cereri. Cei care e întârziți pe 21, li se primesc la pierd o lună, că nu mai primesc pe prima lună în vedere. Asta... Îi primiți în interior? Dar nu, nu, nu. Trebuie să plecăm afară. Rămân afară la urs, vin cu buletin, iar... Cei cu certificat. Dar cei cu certificat pe aia de-au văzut la instituții publice. Trebuie să respectăm regulile. Da, dar prin intermediul dumneavoastră, domnilor consilier, poate încerca să te ușiți să-i convingeți să vaccinezi. Da. Chiar am observat și am văzut cazuri unde cei care sunt vaccinați au o formă mai ușoară în bolnă. Da. Să te convins este foarte greu, pentru că cineva pierde, poate are interes sau cineva... La mai ce face doar Johnson, adică. O singură doză. Da. La tot cu programare lor? Da, tot cu programare de... Ce zice? Nu erau cazuri. Și trebuie să fie 5 persoane în cază când se deschide ca pomul. Deci, și din cauza asta, cum au fost, dar dacă sunt mai mulți, acum te poți duce. Acum depinde de șansa fiecare, ce moment prinzi. Da. Dacă nu mai sunt discuții, la diverse vreau să oamenii să întreb. Cu pubele care ați spus dumneavoastră se vor da fiecărui cetățean, pubele albastre și galbene pentru sticlă și carbon. Da, sau. Da, la fiecare gospodărie. Am semnat un proiect din fonduri europene. Care... Deci nu trebuie să le cumpere fiecare. Nu, 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 pe de-aia și atâta. Repetim o primit. Da, da, da. O să, că sunt câteva comuni pilot care primesc da, pasă. Sunt trei de mulți, poate când o să audă și nu, de asta nu, vreau să știu. Tot. O să primească atunci de retragem pe astea mari în care sunt un punct de... Da, da, da. Cu 17 puncte. Atât, da. Dar primesc gratuit, este fondul european, numai că... Noi am avut niște acțiuni, dacă tot am deschis discuția pe gunoi menajer. Am mai avut niște ieșiri în câteva sâmbete cu... funcționari din primărie, comisii și am acționat și am redus cu 7-8 tone cu noi menageri, dată faptului ca să nu mai pânărește vegetale, piatră, nisip, tot ce e biodegradabil. Și s-a redus substanțial la
aproape de 50%. Da. Prețul e kilogram cu gunoi menajer cu colectare, transport, la transfer, la groapa de transfer, de la stația de transfer la groapa de gunoi. Și toate astea, la un loc, aproape e cât un kilogram de groi, aproape de 1 kilogram în toate. Și atunci trebuie mare atenție, fiecare cetățean are dreptul să dea, fiecare persoană are dreptul să dea circa 2 kg pe săptămână. Ceea ce e foarte greu de realizat, dar sunt care dau mai mult, care mai puțin. Principiul solidarității să intre undeva... Da. Da, acum s-o cam echilibrat, dar după 3 luni aveam ajunsesem la 17-20 tone pe sâmbătă. Deci eram la 100 tone pe lună, era foarte mult. Și a fost o reglată din ușor. Sperăm că în luni de iarnă tot insistăm să menținem același grafic de cașetonaj. Da, în alți ani, după cum știați, că mai suplimentat la bugetul de stat, la bugetul local, din bugetul pe împrumuturi, da, pe perioada scurtă. Anul ăsta am reușit în ora actuală, nu am o dată. Am menținut pe autofinanțate, deci tot ce s-a încasat, am acoperit cheltuielile. Aștia 70.000 nu au fost prevăzuți la început, ca și cheltuiam așa acum, pentru că au crescut, i-am prevăzut. Suntem la zi cu plata până în luna august, inclusiv. Inclusiv august. Deci, în septembrie, octombrie și noi, adică decembrie va fi la anul următor. Deci am mai avea pe 3 luni. Pe 3 luni. Trei luni. Este 22.000 luni, dar am cele 70 care le-am propus modificarea. Da. Asta e bine. Dacă nu mai sunt discuții, propun închiderea ședinței de astăzi.